drepte, vă rog, stați drepte. Iulia Gorneanu, poate cea mai, hai zicem, pasionată, poate personajul cu cea mai mare panoplie de elemente tradiționale din România. Mulțumesc foarte mult, Eritaj, e la prima ediție, să-i ținem cu mine.
Aceasta a fost prezentarea Simona Semen, Iulia Gorneanu. Acest experiment între tradițional și urban a fost pe gustul dumneavoastră. Mâine o să mai avem trei colecții pe o direcție, fiecare pe direcția ei, dar pe o direcție legată între tradiție și modernitate. Cu mine, ne vedem mâine seara. Mulțumesc! Am început prima ediție, iată, deja capătă contur. Avem Heritage Fashion and Music Festival, o piatră cumva de temelie alături de această fabuloasă piață a turnului, în care Baia Mare deja a demonstrat că este un oraș viu, un oraș modern, un oraș care merită să-și depună candidatura pentru o capitală culturală europeană pentru 2021. Special pentru această idee a fost născut și Heritage Fashion and Music Festival. Un festival complex care strânge în jurul lui o seamă de oameni de valoare. Pe lângă acești designeri extraordinari, Simona Semen, Iulia Gorneanu, două femei pasionate de tradiție și pasionate de modernitate în același timp, o combinație aparte în care una studiază trendurile și studiază evoluția modei, Simona Semen, și Iulia Gorneanu are cea mai bogată, hai să zicem, panoplie de elemente tradiționale alături de noi. După aceea, Maria Răducanu încheie magistral seara cu o reinterpretare de asemenea a elementelor tradiționale într-un registru modern. Asta este ecuația eritajului și mâine această ecuație va continua cu patru designeri, trei momente de vârf, de reinterpretare a tradiției într-o gamă nouă, dublată de o muzică fantastică și mai mult decât atât, în ultima seară, Grigore Leșe va încheia Heritage, ediția întâi, absolut extraordinară. Este un proiect pilot început acum. Este o dorință noastră să scoatem în relief tradiția noastră, portul nostru tradițional, și să-l ducem spre modern, pentru ca elementele simbolice să poată să fie utilizate și îndrăgite și de către cei tineri și duse perpetuate în timp. Cred că conservarea și respectul pentru tradiții înseamnă și acest drum pe care noi astăzi pășim. Un festival în proiect pilot astăzi, cu muzică arhaică și tradițională transferată spre modern, cu port tradițional și arhaic transferat tot așa spre modernitate, și un festival care ne dorim ca până în 2021, când Baia Mare sper să devină capitală culturală europeană și va deveni, vom dori să crească, să aducem și artiști din întreaga Europa, artiști din lume, să vedem și alte elemente tradiționale din alte părți ale globului, astfel încât acest festival să crească, să atragă cât mai mult public, nu doar din Baia Mare, ci din România și nu doar din România. Este o mulțumire pe care o am ca artiști prestigioși au venit la Baia Mare. Este mulțumirea mea că am ridicat, din punct de vedere al calității culturale, actul artistic în orașul nostru. Este un model de evoluție, este un model pe care vrem să-l continuăm și un lucru pe care vrem să-l dăruim cu foarte mult drag culturii românești. E binevenită, ca în orice oraș, e binevenită o seară de cultură, pentru că toți știm că niciodată nu este prea multă și e salutară ideea. Mă miră însă lipsa, nu știu, artiștilor autohtoni, dar pentru noi este o plăcere să avem astfel de evenimente. Ține-te cum mi s-a părut. A fost un exercițiu de styling pe temă etno extrem de reușită. Au fost piese, se vede, de colecție, foarte frumoase, într-un mix foarte bine reușit și echilibrat, între mai multe zone ale României.
pe același produs. Și eu salut enorm acest eveniment și mă bucur că vaivarenii noștri pot să vadă așa ceva, mai ales că este un oraș valoros la nivel de țară din punct de vedere al designerilor. Deci este cine să aprecieze evenimentul. Să fim cool, să dăm iama în podul bunicii, în cofărul bunicii și să amestecăm piesele cu siguranță. Mie îmi place să fac asta de când eram mică, aveam vreo 13 ani când am descoperit cofărul bunicii. Ideea este să încercăm să nu le purtăm... Suntem totuși în 2015, nu o să mai văd nicio tânără de 20 de ani ieșind în corpuscular la servici, de exemplu, sau seara cu prietenii. Și ceea ce am vrut noi să arătăm este că se pot purta aceste lucruri. Deci da, să dăm iama în podul bunicii și în cufărul bunicii, pentru că putem să purtăm aceste piese fără să arătăm ca venite din toate din timp și fără ca să părem, nu știu, bătrânicios îmbrăcate sau cum ar vrea să se proiecteze ele. Totul este de totul ține de atitudine, totul ține de îndrăzneală și totul ține de o asumare. Atâta timp cât porți piesa vestimentară tradițională cu drag și cu încredere, lucrul ăsta se vede și poți să pui absolut orice lângă ea, pentru că se arată absolut ea. Ea este o bijuterie în sine și trebuie tratată ca atare. Cu rozmarin la...